Vlad Cosma intră la rupere înaintea sentinței definitive în dosarul său. Noi stenograme explozive. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat o serie de discuții pe WhatsApp, precizând ce fostul procuror Mircea Negulescu îi cerea, în anul 2014, omului de afaceri Răzvan Alexe de a declara ci dictate de procurorul subliniere Faldna Ploie subliniere T. Lucian Onea, în dosarul familiei Cosma. Mesajele acestea, din 10 noiembrie 2014, sunt de fapt cu 2 zile înainte ca domnul Alexe să vină la înalta curte sublinierei să dea o declarație mincinoasă, lucru care a ie sublinierea IT la iveal în anul 2018, acum, în luna februarie, când a avut curaj să vină în fața completului de 5 judectori sublinierei se confirme faptul ce a mincit în ceea ce ne prive subliniere de. Eu nu sunt singurul care i-a înregistrat pe acest subliniere T procuror din Ploie subliniere T. Foarte mulți oameni decin astfel de probe subliniere îi ne bucur ce ies la iveal. Punct atât Răzvan Alexe, cât sublinierei mai mulți martori din dosarul nostru au fost constrâns sublinierei de procurorii Negulescu sublinierei Onea să facă aceste declarații mincinoase. Partea bună este ce după ce domnul Negulescu a fost exclus din magistratură, acest subliniere Tia Oanani au avut curajul să vin sublinierei să spună adevărul. Este cel mai important lucru sublinierei mei bucur ce ies la lumină astfel de dovezi. Mai există sublinierei altele, a declarat fostul deputat Vlad Cosma, într-o intervenție la Antena 3, informează Mediafax. Reacție dur după avizul CSM în cazul Covesi, se cere demisia lui Tudorel Toader. Milioane de români, obligați. Legea se aplică de azi, amenzi grele. Negulescu, zice Lucica să zici că banii i-a luat Cosma. Ai înțeles, da. Răzvan Alexe, nu am cum să mint în halul asta. Mircea Negulescu, ba da. Răzvan Alexe, nu sunt credibil. Si o să-mi scoată recunoașterea. Mircea Negulescu, tu faci cum zice Lucica dacă vrei să fie bine. Dacă nu o să te arda. Stai ca te spun stai fizica el direct, este discuția dintre Mircea Negulescu sublinierei omul de afaceri Răzvan Alexe, prin intermediul aplicației WhatsApp, redat la Antena 3.